Aș vrea să vă invit să vă imaginați puțin viața cotidiană de închinarea unui evreu obișnuit. Fiecare an vedeau zeci de mii de litri de sânge care curgeau de la jerfele aduse la templu, a viței, miei. Nu exista an în care cel puțin de ziua ispășirii, atunci când fiecare evreu trebuia să vină să se închine la templu, să aducă jerfă pentru păcat, să nu-și amintească, și de mici copii trăiau cu aceste imagini în, în ochii lor, să nu-și amintească mereu faptul că fără vărsare de sânge nu poate exista iertare de păcat și apropiere de Dumnezeu. Dar faptul că jerfele acestea trebuiau să fie aduse... Mereu și mereu nu era doar o aducere a mintea a nevoii constante după iertare. Era o aducere a mintea a păcatelor care se adunau asupra familiei, asupra fiecărui membru în parte, deasupra capului lor în relația lor cu Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, toate aceste ritualuri de curățire pe care evrei trebuiau să le facă și să le aducă înaintea lui Dumnezeu, le aminteau întotdeauna că Dumnezeu a intenționat și dorește de la ei să fie un popor sfânt, pus deoparte pentru el. Dar prin faptul că trebuiau mereu și mereu aduse aceste jerfe, s-a arătat că poporul a falimentat. Nu a putut să trăiască așa cum Dumnezeu a așteptat. Dar mai mult decât atât, repetarea acestor jerfe arăta înspre faptul că jerfele în sine erau Imperfecte. Nu erau desăvârșite. Tocmai de asta trebuiau aduse încă o dată și încă o dată și încă o dată. Dar toate acestea n-au fost niciodată menite, nu e așa, să fie soluția pentru problema omenirii. Ce au avut menirea doar să pregătească calea, să-i pregătească pe oameni și să le îndrepte privirile spre jertfa aceea desăvârșită care avea să vină, care avea să îndepărteze păcatele și să curățească cugetele oamenilor, poporului lui Dumnezeu odată pentru totdeauna. Acestea au fost cuvintele prin care Ioan Botezătorul l-a introdus pe Domnul Iisus Hristos în vremea lui. Când l-a văzut a îndreptat ochii poporului către el și a spus, iată spune Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este realitatea aceea desăvârșită înspre care îndreptau umbrele imperfecte ale jerfelor din Vechiul Testament și Cartea Evrei face atât de clar acest lucru când spun în capitolul 10, primele patru versete, căci legea, având doar o umbra lucrurilor bune care urmau să vină și nu chipul propriu -zis al acestora, nu poate niciodată prin aceleași jerfe care sunt aduse neîncetat în fiecare an să-i desăvârșească pe cei ce se apropie. Altfel, N-ar fi în oare să fie aduse de vreme ce închinătorii curățiți odată pentru totdeauna n-ar mai fi avut conștiința păcatelor, însă prin aceasta are loc o aducere a mintea păcatelor în fiecare an, căci este imposibil ca sângele boilor și al țapilor să înlăture păcatele. Ei bine, odată cu venirea Domnului Iisus Hristos, mielul fără cusura lui Dumnezeu, o nouă cale se deschide în umanitatea noastră. O nouă cale prin care păcătoșii pot să se apropie cu toată libertatea, prin credință și prin pocăință, prin calea pe care Iisus o deschide, prin viața sa, prin jertfa sa, pot să se apropie cu toată libertatea de prezența lui Dumnezeu. Orice păcătos, oricât de murdare ar fi fost trecutul, viața, oricât de mari sunt slăbiciunile, prin Isus Hristos. Există iertare. Există restaurare. Tocmai despre această cale nouă, despre acest nou legământ pe care Dumnezeu are de gând să-l încheie cu poporul său prin jertfa Domnului Isus Hristos, prin credința în lucrarea pe care el avea să o facă, începe să vorbească Domnul Isus Hristos în capitolul 2 din Evanghelia după Marcu, de la mijlocul capitolului, Domnul Iisus intră în acest dialog cu farisei, cu cărturarii din vremea lor, din vremea lui, arătându-le și îndreptându-le privirea înspre faptul că ceva nou se întâmplă. Un nou legământ începe să fie încheiat între poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu și versetul 21, versetul 22 din capitolul 2 spune Domnul Iisus Hristos fariseilor, nimeni nu coase un petec de pânză nou pe o haină veche, Altfel, umplutura trage din aceasta cea nouă din haina veche și ruptura se face și mai rea. Și nimeni nu toarnă vin nou în burdufuri vechi, altfel vinul va crăpa burdufurile, iar vinul și burdufurile vor fi distruse, ci vinul nou se toarnă în burdufuri noi. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos vine nu ca să peticească structurile vechi, nu vine ca să peticească și să îmbunătățească un legământ imperfect, care nu putea să îndepărteze odată pentru totdeauna păcatele, ci Domnul Iisus Hristos vine ca să instaleze un nou legământ, să deschidă o cale nouă prin care păcătoșii se pot apropia cu libertate de Dumnezeu. Și ca să poți să înțelegi cu adevărat lucrarea Lui, trebuie să renunți la a te apropia de Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos și să renunți să încerci să înțelegi lucrarea Lui prin vechile structuri, prin vechiul legământ și trebuie să-L lași pe El să te învețe ce înseamnă această nouă cale pe care El o deschide. Și despre acest uh, pasaj, începând de la versetul 21, vom intra în mai multe detalii în predica de duminica viitoare. Uh, duminica aceasta, însă, vă invit să privim la primele două secțiuni din capitolul 2 din Evanghelia după Marcu, în care, prin două exemple, uh, prin care Domnul Isus Hristos se raportează la păcătoșii din vremea Lui. Ilustrează și arată și ne pregătește să înțelegem lucrarea aceasta minunată a Harului pe care Dumnezeu o va aduce în lumea noastră prin lucrarea Fiului Său. Data trecută am încheiat capitolul 1 privind la Domnul Isus care pleacă din Capernaum, vă amintiți, ca să predice Evanghelia și în satele și în târgurile vecine? Ei bine, la începutul capitolului 2 suntem transferați cu câteva zile mai în față, moment în care Domnul Iisus Hristos revine în Capernaum, Tocmai pentru că Capernaumul a fost locul de reședință al Domnului Isus Hristos în timpul vieții sale, aici se retrăgea, aici era casa lui, cunoștințele lui în care venea mereu și mereu ca să se odihnească, să învețe pe, pe oameni din Cuvântul lui Dumnezeu. Și primele două versete ne spun, câteva zile mai târziu, Isus a venit din nou în Capernaum, când s-a auzit că este în casă, s-au adunat atât de mulți oameni încât nu mai rămăsese loc nici măcar în fața ușii. Ce făcea Isus? Isus le vorbea din cuvânt. Cel mai probabil este vorba despre casa lui Petru, loc în care cu câteva zile în urmă, vă amintiți, Domnul Isus o vindecase pe soacra acestuia. Popularitatea Domnului Isus Hristos era deja foarte cunoscută, răspândită. Nu durează foarte mult ca atunci când oamenii au despre el, imediat se îmbulzesc și umplu toată casa, de jur împrejur și curtea dinaintea casei și încep să asculte cuvântul pe care Domnul Isus Hristos îl predică și observați cum Domnul Isus rămâne focalizat pe prioritatea lucrării sale. El a venit să ne aducă cuvântul vieții. El a venit să ne învețe despre modul în care oamenii se pot întoarce la Dumnezeu. Să ne deschidă ochii să înțelegem planul lui Dumnezeu de răscumpărare. Predicând cuvântul, de fapt, Domnul Iisus Hristos, cel care da, are putere și să vinde, și are putere și să înmulțească pâinile, să-i hrănească pe cei flămânzi și săraci, dar predicând cuvântul în mod constant și punând accent pe această lucrare pe care a venit să o facă, de fapt, Domnul Iisus Hristos ne arată mereu și mereu că există o hrană mai bună și mai importantă decât pâinea care să stomacul. Și există o vindecare mai importantă de care avem nevoie decât vindecarea fizică, și anume paralizia spirituală care ne ține înrobiți în păcatele noastre. Cum îndepărtează, de fapt, Domnul Isus Hristos forțele întunericului atunci când vine în lume? Prin Cuvânt. Foarte interesant că în capitolul 1, prin care noi deja am trecut, vă amintiți când intră în sinagogă, ce face Domnul Isus? Începe să predice Cuvântul, dar o face cu putere cu autoritate. Pentru că el vorbește ca Dumnezeu, cuvântul lui este cuvântul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în acel context în care Isus începe să proclame cuvântul, imediat forțele întunericului reacționează. La ce? La cuvânt. Ce aia face cu noi? Tu ești Sfântul lui Dumnezeu, ai venit să ne pierzi? Dar ce făcea Domnul Isus Hristos? Predica prin cuvânt întunericul este luminat. Exact ca în zilele creației. Ce a spus Dumnezeu la început? Să fie lumină. Prin cuvânt s-a făcut lumină. Tot la fel prin cuvânt în dreptul inimilor încătușate și înrobite de păcat, Dumnezeu este Cel care poruncește prin autoritatea și puterea cuvântului Său să fie Lumina, Atât de frumos explică acest lucru Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 6, spune Fiindcă Dumnezeu care a spus să strălucească în întuneric lumina, este Cel ce a strălucit în inimile noastre ca să ne dea lumina cunoașterei slavei lui Dumnezeu în fața lui Isus Hristos prin puterea acelui ași cuvânt. Lucrul acesta îl evidențiază inclusiv minunea pe care tocmai va urma să o facă. Versetul 3, versetul 4. Atunci au venit niște oameni care au adus la el un paralitic purtat de patru dintre ei, fiindcă n-au putut să-l aducă la Isus din cauza mulțimii, i-au dat la o parte acoperișul casei unde se afla Isus, au făcut o spărtură și au coborât pe acolo targa pe care era așezat paraliticul. Un detaliu extrem de important pe care îl vom vedea mereu și mereu reluat în Evanghelia după Marcu. La prima vedere se pare că asistăm la o întrunire spirituală care are un real succes. Un predicator plin de putere, care predică cuvântul lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? În jurul acestui predicator se adună mari mulțimi de oameni. La prima vedere ai tinde să spui trezire spirituală. Să fie oare așa? Sau se prea poate să fie chiar invers? Mulțimea, norodul sau gloata, cum spun alte traduceri, joacă un rol important în Marcu. Vom vedea de peste sau de aproximativ 50 de ori sunt rostite aceste cuvinte sau acest concept al mulțimii sau al norodului care îl îmbulzește pe Domnul Isus Hristos. Ceea ce înseamnă că e o temă importantă în Evanghelia după Marcu, tema mulțimii, și foarte interesant că, deși mulțimile îl urmează, deși mulțimile sunt constant în jurul Domnului Isus Hristos, sunt recipientul uh, predicării Domnului Isus Hristos și a manifestării milei și autorității și puterii Domnului Isus Hristos în mijlocul lor, niciodată Marcu nu descrie mulțimile ca fiind cele care se pocăiesc și cred. Dintr-o dată mulțimea a început să plângă, să postească, să spună, da, credem, vrem să te urmăm. Mai degrabă, mulțimea în Evanghelia după Marcu vom vedea că reprezintă acea categorie de oameni care scot la lumină pasivitatea. În timp ce ascultă predicarea lui Hristos, rămân pasivi în ceea ce privește pocăința și credința în ceea ce Hristos predică. Mai mult decât atât, adeseori mulțimea devine chiar un obstacol în calea celor care îl caută din toată inima pe Iisus Hristos. Exact cum se întâmplă cu acești patru prieteni, acești patru inși care încearcă să-l aducă pe cel paralizat la Hristos. De ce nu poți să-l aducă la Hristos? Din cauza mulțimii. Din cauza norodului care blochează accesul înspre Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, câteva lecții importante. Mulțimile de oameni nu reprezintă neapărat, întotdeauna, succes spiritual. În lumea în care noi trăim, tindem să spunem asta. Când vedem o biserică cu mulți membri, când vedem o mișcare care se adună cu entuziasm undeva și simți că acolo e putere și poate fi, poate fi, dar nu neapărat. De multe ori mulțimile pot deveni chiar o piedică pentru cei care îl caută din toată inima lor pe Isus și vor cuvântul vieții și vor să-și pună încrederea și vor să se pocăiască, să se întoarcă la el. Noi nu trebuie să privim doar la numărul de oameni, ci la modul în care oamenii se supun cuvântului pe care îl aud. Cela este testul. Nu doar să fii alături de Isus, nu doar să auzi cuvântul lui Isus. întrebarea este cum răspunzi acelui cuvânt. Dacă El te cheamă la pocăință, dacă El te cheamă să calci pe urmele Lui și să renunți la ceea ce ești tu și la tot ceea ce ai ca să poți să-ți iei crucea și să-L urmezi, cum răspunzi acelui mesaj? nu e suficient doar să-L știi sau să-L auzi? De asemenea, un semnal de alarmă pentru noi toți. A fi în proximitatea lui Isus Hristos sau a fi în apropierea Domnului Isus Hristos. A fi entuziasmat chiar când auzi că Isus e în zonă. Hai să mergem ca acolo e despre Isus. Nu este echivalentul credinței autentice. Poți să fii alături de El, poți să fii entuziasmat, să te duci să-L nu înseamnă neapărat că ai credința autentică. Un detaliu care ne reamintește că pentru a putea vedea și a auzi cu adevărat, la fel cum din mulțime, vă amintiți, adeseori ce făcea Hristos? Își luau ucenicii și ducea undeva deoparte ca să începe să le explice cine este El și cum trebuie să înțelegem împărăția lui Dumnezeu și cum trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Ca să putem să-L înțelegem cu adevărat pe Isus, este nevoie de această lucrare supranaturală pe care doar Dumnezeu poate să o facă, să te ia parte, să-ți deschidă mintea, să înțelegi ceea ce cu mintea firească, mintea umană, nu poți înțelege. Iar atunci când auzi cu adevărat, se pare că niciun obstacol nu este atât de mare și atât de puternic încât să te poată ține departe de Isus Hristos. Când auzi cu adevărat, când credința este una autentică, vei face tot ceea ce ține de tine astfel încât să ajungi să ai parte de Isus Hristos. Exact cum fac acești patru oameni care îl cară pe, probabil, prietenul lor care este paralizat, la targă, nu poate să se miște, nu poate să se bucure de viață. Ce fac? Ocolesc mulțimea. Caut o altă soluție. Deși mulțimea îi blochează, ei nu renunță, trec la acțiune și sunt gata să învingă obstacolele. Sparg acoperișul omului. Fac un lucru extraordinar. Casele în Palestina aveau niște scări exterioare pe lângă peretele casei și aveau acoperișul plat, nu acoperișurile noastre din ziua de astăzi. Acoperișul în vremea de atunci era cumva terasa din ziua de astăzi. Nu erau din, făcute din materiale, din alea care să nu poată să fie sparte, ușor, erau puse niște grinzi de lemn cu niște nuiele, pe la noi prin sate încă se poartă, da, acest, această tehnică, cu paie, cu lut, se întărea și acolo adeseori urcau ca să stea la masă și invitau musafirii sau ieșeau să se roage sau să tragă aer curat, cam ce facem noi cu terasele din ziua de astăzi. oameni bine, oamenii aceștia urcă pe acoperiș și probabil o găsit acolo ceva, nu știu, un ciocan, o sapă, orice ar fi găsit și încep să spargă acoperișul. Fac acolo o, o, gaură și încep prin acea gaură din acoperiș, cu niște frânghii, probabil, să-l coboare pe cel care se afla paralizat pe targă. Și asta este imaginea, de fapt, ilustrația credinței adevărate. Esența credinței adevărate. Credința adevărată face orice astfel încât să aibă parte de Isus Hristos și de prezența Lui. Nimic nu te poate ține departe de, de Isus Hristos. Cu siguranță nu era cel mai plăcut lucru pentru cei din casă. Să te trezești cu bucăți de paie, de lut, de praf, prin păr, liniștea era deranjată, predica se oprește pentru că toată lumea începe să uite în sus ce se întâmplă, dar observați acest detaliu, Hristos nu este deloc deranjat. Domnul Iisus Hristos nu este deloc indignat pentru ceea ce vede, din potrivă este încurajat și ajunge să îi dea exemplu pe acești oameni. Privește la ei și parcă cu alte cuvinte se uită spre mulțime. Vedeți cam despre ce e vorba? Vedeți ce ar trebui să strânească în inimile voastre prezența mea și predicarea mea în mijlocul vostru? Foarte interesant că încă din primul episod al manifestării credinței în Evanghelia după Marcu, credința este pusă în lumina unor oameni care acționează atunci când aud mesajul. Nu doar cunosc anumite lucruri, ci în baza a ceea ce aud și înțeleg și cunosc, acționează și sunt gata să meargă până la capăt. Când înțelegi cu cine ai de-a face, când înțelegi că El, acest Iisus Hristos, este singurul care are puterea și autoritatea să rezolve problemele profunde ale vieții tale. Nu doar că o să-L cauți din toată inima ta, dar fi, vei fi gata să înfrunți orice obstacol. Chiar și rușinea, chiar vorbele mulțimii. Cu siguranță au fost unii care s-au întărtat pe acolo. Da, voi spargeți casa omului. Aveți puțină răbdare. Problema noastră e prea importantă ca să stăm. Astăzi, dacă aude cineva glasul lui Dumnezeu, astăzi trebuie să-i răspundă. Cum răspunde Domnul Iisus unei astfel de credințe cu o afirmație plină de autoritate care va schimba, de fapt, cursul, direcția întâmplării și discuțiilor într-un mod neașteptat, parcă? Primul lucru pe care Iisus îl afirmă este, văzând credința lor, Iisus i-a zis paraliticului copile: păcatele îți sunt iertate. Observați cum inclusiv prin, prin, această afirmație, de fapt, Domnul Isus Hristos încă o dată pune în lumină, evidențiază care este cea mai importantă, cea mai profundă problemă pe care o are umanitatea. Oare n-a observat Domnul Isus Hristos că acest om este paralizat? Oare n-a observat că este neputincios, că trebuie să fie cărat de alții ca să poată să ajungă la Isus? Oare n-a observat că are nevoie disperată de vindecare și el putea să ofere vindecare, așa cum a mai făcut-o până acum? Ba da, cu siguranță. Dar Domnul Isus Hristos vrea să ne atragă atenția înspre cea mai, cea mai importantă problemă pe care o are umanitatea, și anume păcatul. Și Domnul Isus începe cu prioritățile. Cu alte cuvinte, îi spune, problema ta cea mai mare nu este faptul că nu te poți mișca problema ta cea mai mare nu este că trebuie să fii cărat de alții problema ta cea mai mare nu este că stai trist și singur în patul tău și nu poți să faci tot ceea ce ceilalți fac, să te bucuri de viață, să joci fotbal, să te duci la câmp să muncești, nu asta e problema ta cea mai mare problema cea mai mare a ta este păcatul pe care dacă nu îl rezolvi te va duce într-o stare în care vei experimenta pentru veșnicia această stare de depresie, de tristețe de singurătate pentru că păcatul pune un zid de despărțire veșnic între om și Dumnezeu. Instantaneu această afirmație plină de autoritatea Domnului Isus Hristos, păcatele ți sunt iertate, strânește reacții în cărturare și în fariseii vremii, în învățătorii legii din acea perioadă. Versetul 6, versetul 7, unii dintre cărturari care ședeau acolo se gândeau în inimile lor de ce vorbește omul acesta astfel? Blasfemiază. Cine poate ierta păcatele în afară de singurul Dumnezeu? Nici măcar marii preoți nu aveau dreptul să rostească astfel de afirmații pline de autoritate. Nici măcar ei. De ce? Pentru că era normal. Cine are dreptul să spună cuiva că păcatele ei sunt iertate? Doar Dumnezeu. Doar Dumnezeu are această autoritate și acest drept. Cum poate omul acesta să vorbească astfel, dar tocmai acesta era adevărul evident pe care fariseii îl ratau? Era înaintea ochilor lor, dar ratau acest adevăr. Înaintea lor nu stătea un simplu om. Înaintea lor stătea Fiul Omului, care nu avea nici măcar nevoie, observați, să audă vociferările gândurilor pe care ei le aveau, le aveau. De ce? Pentru că el însuși, fiind Dumnezeu, știe mai dinainte gândurile lor. Știe ce e în inima lor. Versetul 8. Însă Iisus, cunoscând imediat în Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, de ce gândiți astfel în inimile voastre? Ce este mai ușor a spune paraliticului? Păcatele sunt iertate? Sau a spune, ridică Ia-ți targa și umblă. Dar ca să știți că fiul omului are pe pământ autoritatea de a ierta păcatele ție, îți spune, a zis el paraliticului, ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă. El s-a ridicat și a luat imediat targa și a ieșit afară înaintea tuturor, așa că toți se minunau, îl slăveau pe Dumnezeu zicând, n-am mai văzut niciodată așa ceva. Ce imagine extraordinară a, a puterii dumnezeirii manifestată în mijlocul lumii noastre. Și în același timp, ce provocare din partea Domnului Iisus Hristos către toți ceilalți să ofere un răspuns a ceea ce văd înaintea ochilor lor. Ce este mai ușor oare, Să spui cuiva păcatele sunt iertate sau să poruncești acestui paralizat care nimeni nu-l poate vindeca chiar în momentul acesta să se ridice să-și ia și targa și să plece acasă. ce mai ușor? Cu siguranță a ierta păcatele nu e un lucru deloc ușor. Și știm asta din Evanghelie. A fost nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să moară. Dar într-un fel poate fi mai ușor. Ce vrea să scoată în evidență Domnul Iisus Hristos? Cu siguranță unei se întrebau dar și eu aș putea spune cuiva că păcatele sunt iertate. Nu? Cu toții putem spune asta cu buzele noastre. Dar, dar, cum putem testa asta? De unde știm noi că tu ai dreptate? Dacă e doar așa o vorbă, pe care și eu pot să o spun până la urmă. De unde știu că nu minți? Ei bine, Domnul Iisus Hristos face apel prin această întrebare retorică, într-un fel, la aș pune întrebări oamenii. Și începe să-și folosească autoritatea pe care a folosit-o atunci când a afirmat acest, acest adevăr, păcatele sunt iertate, cu aceeași autoritate începe să facă ceva nu doar în plan spiritual, invizibil, ci în planul vizibil pe care toți îl pot vedea, la care toți pot să aibă acces și trebuie să-l analizeze. Trebuie să analizeze acea acțiune și să spună da? Dacă aici el poate să facă asta, înseamnă că și atunci când a spus că păcatele sunt iertate, Înseamnă că Domnul Iisus Hristos stă în spatele afirmațiilor sale. Stă în spatele cuvintelor sale. El are această autoritate pe care nimeni nu poate nega. De asta oamenii, privind la ceea ce a făcut, au rămas uimiți și au spus niciodată n-am văzut așa ceva. De ce? Pentru că ceea ce a făcut doar Dumnezeu putea să facă. Ce ai putea să obiectezi în fața unei minuni atât de evidente? Argumentele toate. Sau toate obiecțiile. Cad la pământ, sunt topite. Și atât care este miza pe care o aduce Domnul Iisus Hristos în discuție. Observați de ce face Domnul Iisus asta? Le și spune, ca să știți ceva, ca să fiți siguri, să înțelegeți că Fiul omului are pe pământ autoritatea să ierte păcatele, să facă astfel de afirmații în dreptul păcătoșilor. Folosind această expresie a Fiului omului, de fapt Domnul Iisus Hristos se invită pe cărturari și pe toți cei care sunt acolo să privească la el și să-l înțeleagă prin lentilele profețiilor din Vechiul Testament care au vorbit atât de clar despre acest concept, despre această imagine a celui care este ca un fiu al omului. Profetul Daniel, de exemplu, Daniel capitolul 7, versetul 13, versetul 14, vorbește despre fiul omului ca fiind cel ales încă din vechime de către cel îmbătrânit de zile, adică de către Dumnezeul cel veșnic, ca să primească o împărăție veșnică și autoritate peste toate neamurile. M-am uitat în timpul viziunilor mele de noapte și iată, cu norii cerului venea cineva care era ca un fiu al omului. El s-a apropiat de cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea acestuia. Lui s-a dat stăpânirea, onoarea și împărăția ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de orice limbă. Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică și care nu va trece, iar împărăția Lui nu va fi distrusă. Și asta e un lucru important atunci când Domnul Iisus Hristos spune Fiul omului, da, referindu-se la El, Fiul omului are autoritate. El nu se pune pe El însuși într-o poziție de smerenie de umilință, da, într-adevăr, eu nu sunt important. dar sunt și eu un fiu al omului. Nu, nu, nu. El se pune într-o poziție de autoritate și superioritate față de toți și el alți oameni, arătând că el nu este doar un om, el este fiul omului acela despre care profeții Vechiului Testament au vorbit mai dinainte și au spus că el va veni ca un fiu al omului, dar el este mai mult decât un om. El este alesul lui Dumnezeu. El este cel care va domni într-o împărăție veșnică care nu va avea sfârșit. Ei bine, Iisus îi invită să privească la El prin aceste lentile. Eu sunt Fiul Omului. De asta am autoritatea să rostesc astfel de afirmații în dreptul păcătoșilor. Pentru că de asta am fost trimis cu această autoritate să ier păcatele. Iată ce cale minunată, nu e așa? Ce cale nouă și minunată este deschisă prin Domnul Isus Hristos în lumea aceasta către cei păcătoși, către cei în nevoie păcătoșii să poată să ajungă să fie siguri de faptul că păcatele lor sunt iertate. Fără să mai fie nevoie de toate ritualurile, de toate jerfele de la templu, nu când te întâlnești cu Isus Hristos, El este suficient ca în dreptul tău să spună, dacă crezi în El și dacă te întorci la El, să spună în dreptul tău păcatele tale sunt iertate. Dragul meu, aș vrea să te întreb când Domnul Iisus Hristos face astfel de afirmații în dreptul păcătoșilor care se întorc la El, păcatele sunt iertate. Credeți că El spune adevărul? Ne încredem noi în cuvântul rostit de El, în afirmația plină de autoritate pe care El o face ca Fiul al omului, ca Fiul al lui Dumnezeu? Sau poate la fel ca fariseii cărturarii dată, ne îndoim de ceea ce el afirmă. Oare chiar am păcatele iertate? De câte ori nu ne gândim în felul acesta, nu-i așa? Deși el vine și spune cu autoritate în dreptul tău atunci când te întorci la el cu credință și pocăință. Păcatele îți sunt iertate. Nu-i așa că deseori trăim în necredință, în îndoială, în frică, drag credincioși, tocmai de asta a venit Domnul Iisus Hristos, Fiul omului, care este Fiul lui Dumnezeu, ca să ne asigure de faptul că în dreptul tuturor celor care s-au întors la El și l-a -a rostit acest adevăr, păcatele sunt iertate. Să fim siguri că păcatele ne sunt iertate. Fără să mai punem la îndoială autoritatea sau adevărul afirmației sale. Și doar să-l acceptăm, să-l credem și să ne bucurăm de el. Nu este aceasta o veste bună? De asta Evanghelia este o veste bună. De asta este Evanghelia o veste bună. Să știi că păcatele tale sunt iertate prin el, prin credința în el și că nimic nu poate zdruncina acest adevăr. El nu trebuie să repete mereu și mereu acest adevăr pentru că Dumnezeu nu poate să mintă. De ce să-l punem să repete? Nu, el a spus deja, crede-l doar, crede numai. Păcatele sunt iertate. Dar iată că vestea bună devine parcă din ce în ce mai bună. Nu doar că păcătoșii, atunci când se întâlnesc cu Hristos și atunci când dau credința autentică și când se încred în El și îl urmează pe El, nu doar că pot să știe că păcatele le sunt iertate înaintea Lui Dumnezeu, că sunt justificați prin credința în Hristos înaintea Lui Dumnezeu, dar iată că păcătoșii sunt chemați să-L urmeze pe Fiul lui Dumnezeu, să aibă părtășie cu Dumnezeu, să stea la masă cu Dumnezeu. Versetul 13, versetul 14. Iisus a ieșit din nou lângă mare. Toată mulțimea a venit la el, iar el îi învăța. Observați de nou învățătura, cuvântul. Plecând mai departe, el a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și a zis Urmează-mă. El s-a ridicat și l-a urmat în timp ce își continuă lucrarea de propovăduire, la fel cum a făcut-o, vă amintiți, în dreptul primelor patru ucenici pe care i-a chemat să-l urmeze, se oprește în același cadru, pe malul mării, acolo unde se făcea foarte mult comerț, locul foarte prielnic pentru un vameș, se oprește în dreptul acestui Levi, despre care știm că îl chema și Matei, îl vom cunoaște ca Matei de aici înainte și în Evanghelile celelalte, se oprește în dreptul acestui vameș și îi face exact aceeași chemare pe care a făcut-o primilor patru vină după mine. Urmează-mă. Doar că de data aceasta asistăm la un, la un scenariu straniu, rău de tot. Dintre toți ucenicii pe care și-ar fi putut alege să reprezinte până la urmă mișcarea lui, pentru că Domnul Iisus Hristos era un învățător, iar atunci când își chema studenți, ucenici după el, mișcarea lui era reprezentată prin imaginea acestor oameni. Cine sunt studenții lui? Cine sunt reprezentanții acestei mișcări pe care a întemeiat acest nou învățător? Ei bine, în această mișcare a Domnului Iisus Hristos, îl cheamă pe Levi, pe acest, pe acest vameș. Dar așa ceva este de-a dreptul scandalos pentru oamenii din vremea de atunci. Cel mai probabil și ucenicii s-au oprit și s-au întrebat Doamne, știu că Tu ești învățătorul, dar ești sigur? Chiar vrei să ne pui în aceeași oală cu el? Oare cea mai bună strategie să ne asociem cu un astfel de om și să asociem mișcarea noastră cu un astfel de om? Cât de ciudat fusese să se atingă Domnul Iisus Hristos de un lepros, de data aceasta se duce un pas mai departe. Cel puțin leprosul era așa din cauza faptului că era lepros. Nu putea să schimbe situația în care se afla, dar și ei alegeau să trăiască în felul acesta și ca să înțelegem cine erau vameșii vameșii erau evrei erau concetățeni cu ceilalți dar erau trădători de neam vă amintiți că uh, poporul evreu se afla sub dominația romană și romanii aveau tot felul de sisteme de taxare pe care le impuneau popoarelor pe care le subjugau sau le stăpâneau și vameșii uh, erau acei oameni da, Pentru că romanii se foloseau de concetățenii sau de locuitorii din acele popoare ca să-și strângă taxele, să-și adune banii și birurile. Vamei și erau oamenii care mergeau la romani și începeau să facă oferte. Să spun, anul acesta, bugetul pe care eu vreau să-l strâng și să-l aduc din mijlocul poporului meu, în anumite zone, în anumite porturi, în anumite orașe, este acesta și cu cele mai bune oferte câștigau oferta. Câștigau, da, jobul. Se întorceau și tot ceea ce strângeau peste bugetul pe care l-a promis romanilor era lor. Intra în buzunarul lor. Când se întorceau, se întorceau cu autoritate din partea romanilor. Adeseori, și aveau de partea lor gărzi de corp. Și ceea ce se întâmpla, pentru că dorința lor era aceea de îmbogățire, să strângă și pentru ei ceva, nu doar pentru romani. Abuzau de popor. Puneau taxe grele, chiar amenințau. Erau în stare să și pe cadavre adeseori. Și costul plătit de ei era unul mare. Vameșii ajungeau un fel de paria în mijlocul poporului lor. Erau respinși de toți, nimeni nu vrea să aibă de-a face cu ei și într-un fel pe bună dreptate, prin trădarea lor și din cauza trădărilor, își pierdeau statutul social, nu mai erau văzuți ca evrei, ca frații ai noștri, erau dați afară din sinagogă, nu mai erau primiți în templu, ba mai mult decât atât, familia lor apropiată îi renegau și nu-i mai recunoșteau ca fiind partea familiei pentru că se rușinau cu ei. Iar dacă aveai cumva ceva de a face cu un vameș sau intrai într-o casă a unui vameș și tu ajungeai să fii privit ca necurat și respins de ceilalți. Cât de scandalos a fost Oare gestul și acțiunea Domnului Iisus Hristos înțelegând acest context? Acest predicator al pucăinței și neprihănirii și evlaviei să se oprească în dreptul celui cu care nu trebuia să ai de-a face. Nu trebuia să te intersectezi cu el, cu casa lui, să legi vreo prietenie cu el. Era renegat, era dușman. E bine, în dreptul lui se oprește Iisus și spune hai să fiu ucenicul meu. Pe tine te vreau. Dar nu doar atât. Duce lucrurile și mai departe, Domnul Iisus. Ce face? Intră în casa lui. Intră în casa celui necurat. Nu doar că intră ca să vorbească, nu doar că are de gând să-l ierte, dar se apucă să cineze cu el, să mănânce cu el. Se pune la masa lui și în scurt timp ceva extraordinar se întâmplă. Toți păcătoșii de teapa lui Matei, vame și, oamenii de jos, cursurile societății se adună și stau la masă, la spăț. Și pe masa unui vameș nu era doar fasole bătute cu pâine de coarjă, da, cu coarjă de pâine uscată, erau mese bogate. Vame și aveau bani. Se pare că prezența Domnului Isus Hristos în scurt timp ajunge un, un magnet pentru cei păcătoși. Și prin acțiunea pe care o face încă de la începutul lucrării sale, vrea să transmită că aceasta nu va fi doar o excepție în cadrul lucrării sale. Va deveni un tipar. Să fie asociat cu cei păcătoși. Să fie învățătorul celor păcătoși. În mijlocul acestui ospăț al celor renegați de propriile lor familii, atât de famați erau, iată ce contrast, cine erau oaspetele din capul mesei? În acest ospăț, în această veselie de mâncare și băutură și discuții, oaspetele de bază era Isus. Nu-i de mirare că farisei și cărturare imediat reacționează. Versetul 15. În timp ce lua masa în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși se dau la masă împreună cu el și cu ucenicii lui. Căci erau mulți care îl urmau. Văzând că Iisus mănâncă împreună cu păcătoșii și vame și cărturarii fariseilor le-au zis ucenicilor lui, mănâncă și bea împreună cu vame și și cu păcătoșii? El este învățătorul vostru? Și își mai spune și Mesia pe deasupra? El este Sfântul lui Dumnezeu? Voi nu vedeți ce face? Expresia aceasta folosită de Marcu păcătoșii era o expresie pe care și rabinii cărturare o foloseau în colecția lor de interpretări și învățături în mijna când vorbeau despre păcătoși, se referau întotdeauna la acei oameni care ajung în cele mai urâte și grele anturaje păcătoase posibile, ca să ne punem în pielea oamenilor de atunci, ca și cum am vorbit noi astăzi puțin despre proxeneți, prostituate, viață de cazinouri, cluburi de noapte, drogați. Ăștia erau păcătoșii. Din această categorie a păcătoșilor făceau parte și vameșii care erau priviți mai răi decât tâlharii și decât criminalii. Pentru că sunt frații noștri care ne oropsesc. Nu vrem să avem nimic de-a face cu ei. Tocmai de aici și stupefirea fariseilor. Cum poate acest învățător al vostru, cum poate acest predicator să intre într-o astfel de casă și să fie în capul mesei? Ceea ce face Hristos aici este exact opusul, exact pe dos față de ceea ce predicau fariseii. Conform învățăturii lor, neprihănirea ți-o câștigai înaintea lui Dumnezeu, tocmai îndepărtându-te cât mai mult posibil de astfel de păcătoși de jos, care nu trebuie să ai nimic de a face, nici o interacțiune cu ei, dacă vrei să fii văzut sfânt și neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Dar problema fariseilor, cărturarilor, știți care era? Nu motivația lor de a se păstra curați și de a trăi o viață evlavioasă și sfântă, ca să nu îl întristeze pe Dumnezeu. Îi numeau păcătoși și îi vedeau de sus, tocmai pentru că se comparau cu ei. Și înaintea lui Dumnezeu se considerau îndreptățiți neprihăniți, primiți, spre deosebire de acești păcătoși care și-au ratat viața, iată, noi merităm să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Pentru că noi am rămas curați, noi ascultăm cuvântul, nu suntem ca păcătoși ăștia. Vă amintiți de pilda vameșului și a fariseului? Cum se roagă vameșul? Doamne, ai milă de mine, nici măcar nu-și ridică ochii spre cer. Ce facea fariseul? fariseul? Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca acest păcătos mulțumesc că eu postesc și sunt curat. Se încredeau în ei înșiși și în faptele lor ca să capete trecere în împărăția lui Dumnezeu și credeau că merită împărăția lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Domnul Isus le răspunde prin această afirmație emblematică, versetul 17, însă Isus i-a auzit și le-a zis nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci bolnavii. Eu n-am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Eu nu am să-i chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos întreabă ceva de genul acesta. La ce folos este un doctor într-o casă de oameni sănătoși? Oare numai degrabă locul doctorului este la camera de gardă? Acolo unde vin urgențe cu oameni care sunt buni și trebuie să-i trateze, să-i vindece. Nu acolo trebuie să, să stea, să-și petreacă orele în mijlocul lor, cum să ne ajute pe noi dacă noi suntem sănătoși? Își ratează scopul dacă stă între cei sănătoși. Dar întrebarea este următoarea. Pentru că e și o provocare pe care Domnul Iisus Hristos o lancează prin această afirmație și întrebare. Cine în lumea aceasta este sănătos? În raportarea noastră a oamenilor la standardul lui Dumnezeu și la așteptarea lui Dumnezeu, care dintre noi este sănătos? Și răspunsul trebuie să fie unul evident dacă înțelegi cine este Dumnezeu și cine ești tu. Inclusiv trebuia să fie evident și pentru farisei și pentru cărturari. Nimeni nu este sănătos. Din cauza păcatului, toți oamenii sunt bolnavi. Tocmai asta era problema pe care o ratau farisei și cărturarii. Înaintea lui Dumnezeu, Nimeni nu poate să fie îndreptățit prin faptele legii. Nimeni. Nu aceasta este calea prin care omul poate să ajungă să aibă pace și dreptate înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu toți suntem condamnați. Înaintea standardului lui Dumnezeu toți suntem bolnavi. Înaintea lui Dumnezeu și înaintea dreptății sale toți avem nevoie de doctor. Și doar în momentul în care îți conștientizezi boala, poți să înțelegi cu adevărat lucrarea Domnului Iisus Hristos și nevoia ta disperată după lucrarea pe care doar El poate să o înfăptuiască. El este singurul om neprihănit născut din femeie. El este singurul fără păcat. El este singurul care prin viața lui perfectă și prin sângele de săvârșit pe care avea să-l verse ca plată pentru păcat, prin el păcătoșii să poată să ajungă, să știe, să fie sigur că păcatele le sunt iertate și mai mult decât atât, că sunt invitați cu toată libertatea în prezența lui Dumnezeu să stea la masă cu Dumnezeu, să se ospăteze în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Isus Hristos a venit să deschidă această cale nouă și bună a Harului care restaurează pe cei mai răi, pe cei mai bolnavi dintre cei păcătoși. Această imagine începe să scoată la iveală această natură radicală a Harului pe care Domnul Iisus Hristos îl aduce în lumea noastră. Este un har scandalos aproape. Acolo unde există credință și pocăință. Acolo unde Hristos este primit. Acolo unde Hristos este urmat. Acolo unde păcatul s-a înmulțit, Harul s-a mulțit și mai mult. Dragii mei, un astfel de mesaj lovește în moalele capului pe toți cei care se încred în ei înșiși ca să fie îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Un astfel de mesaj al unui astfel de har îi lovește în moalele capului pe cei care își doresc măcar puțin merit să aibă și ei înaintea lui Dumnezeu spre deosebire de alții care totuși n-au tras ca mine, n-au trăit ca mine sau eu nu m-am dus atât de jos ca ei. Un astfel de har predicat de Hristos este dureros pentru cei care se auto îndreptățesc privind la ei și știți de ce? Pentru că harul acesta ne bagă pe toți în aceeași șoală și nu ne convine. Doamne, înțeleg că și eu sunt păcătos, dar totuși să ai niște compartimente separate, păcătoși și cei mai păcătoși, păcătoși așa medici și păcătoși care au și ei puțin merit înaintea lui. Nu chiar ca ăia din... Nu, nu. Harul lui Dumnezeu ne bagă pe toți în aceeași Este suficient un singur păcat, cât negru sub unghie, ca înaintea standardului lui Dumnezeu, să fim cu toții bolnavi, plini de bube, lipsiți de orice fel de merit. Doar cei care renunță la propria lor neprihănire, doar cei care renunță la încrederea în ei înșiși, pot să ajungă să guste din mâna plină de bunătate și de milă prin care acest doctor suprem începe să ungă rănile și să ungă bubele noastre prin, cu propriul lui sânge, ca să ne curățească și să ne vindece. E nevoie doar să ne recunoaștem păcătoșenia, neputința, boala, să ne încredem în el, spunem, doar tu, Doamne, doar tu. În firea mea pământească, dacă mă compar cu cel de lângă mine, adeseori îmi vine să mă mândrez puțin. Eu nu sunt chiar atât de rău. Eu totuși am fost de mic la biserică, n-am curvit, n-am fumat, n-am băut. Nu să chiar ca ăsta care, deși eu cresc cu și el în familie de pocăiți, a fost, da, nu mai zic eu ție acum. Că renunți la o astfel de gândire, la o astfel de abordare, abia atunci înțelegi cât de minunat este Harul lui Dumnezeu. Și înțelegi că atunci când te compari cu adevăratul standard, nu cu cel de lângă tine. Cu sfințenia lui Dumnezeu ești la fel de rău ca toți ceilalți oameni. Și asta este, de fapt, într-un fel am putea spune, ironia Harului. Sunt mai aproape de împărăția lui Dumnezeu păcătoșii notorii care își văd bubele și este rușine să ridice ochii spre cer decât oamenii care privesc la propriile lor merite, văzându-se buni, știți de ce? Pentru că oamenii care își înțeleg nevoia cel mai mult sunt cei mai predispuși să înțeleagă nevoia lor disperată după Harul lui Dumnezeu. Ce cale nouă și bună a deschis Iisus prin lucrarea sa, ce eliberare ne-a dus nouă celor căzuți în dezgrație din cauza păcatelor noastre abundente, tot cartea evrei spune în capitolul 10, același capitol așadar fraților de la versetul 19. Fiindcă avem îndrăzneală să intrăm în locul preasfânt prin sângele lui Isus, pe calea cea nouă și vie, pe care El a deschis-o pentru noi prin draperie, care este trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranța de plină credințe, având inimile curățite de conștiința rea și trupurile spălate cu apă curată. Să ne ținem neclinti de mărturisirea speranței noastre, căci credincios este Cel ce a promis. În final, dragul meu, aș vrea să te gândești la această încurajare. Datorită acestei căi pe care Hristos a deschis-o prin însuși trupul său, prin jertfa sa, pentru toți cei care vin la el. Dacă ai venit la el, dragul meu, păcatele îți sunt iertate. Păcatele îți sunt iertate. Dacă ești credincios, născut din nou, motivația ta în lupta sfințirii tale, nu trebuie să fie teama și frica. De ce? Pentru că păcatele ți-au fost iertate. Motivația noastră este dragostea pe care o avem față de acest bun doctor, păstor, învățător, care merge înaintea noastră, care ne iubește și pe care noi îl iubim. Dar prin el păcatele ne-au fost iertate, suntem eliberați. Nu mai purtăm povară. Apoi, nu contează cât ai greșit. Nu contează cât ai greșit în viața aceasta. Chiar dacă ai ajuns în cele mai adânci văi ale păcatului, astfel încât și oamenii se rușinează tine și familia se rușinează cu tine și cu trecutul tău, tu însuți și conștiința ta te simți atât de mizerabil că nici nu mai vrei să ai de-a face cu oameni. Se rușine să ieși în societate. Se rușine poate adeseori să vii la biserică. Dragul meu, vină la Hristos așa cum ești. Și în dreptul unor astfel de oameni, Hristos a oprit cu aceeași dragoste, cu aceeași autoritate și a chemat, vină după mine, eu nu mă rușinesc cu tine. Chiar dacă ceilalți ucenici poate tin să rușineze, chiar dacă oamenii bârfesc sau acuză, vină după mine pentru că eu nu te acuz. Eu te iert. Te voi susține. Te voi curăți. Vină așa cum ești. Și ce minunat, nu doar că ne cheamă, dar spune, Vreau să intru la tine în casă. Vreau să mâncăm împreună. Chiar dacă mai sunt paparați, așa prin jur, ne pozează și eu știu ce vorbe scut. Ai cu și chiar așa. Nu contează. Dacă oamenii te desprețuiesc, dacă oamenii te privesc de sus, nu este suficient că Iisus vrea să sta cu tine la masă, în casă. Atât ce trebuie mai mult decât atât? Bucură-te de harul îmbelșugat al Domnului Isus Hristos pe care l-a revărsat peste viețile noastre prin credința în El. Iar dacă nu te-ai întors la El și ești acuzat și legat de trecutul tău, de păcatele tale, o nouă chemare către tine astăzi. Isus îți spune, vină la mine. Nu contează că te-au dezamăgit oamenii, nu contează cât de disprețuit ești, nu contează cât de urât e trecutul tău, vină la mine. Pocăiește-te și crede numai. Și în final, dragul meu credincios, frate, soră, aș vrea să te întreb, mă întreb pe mine, te întreb pe tine, cum ne raportăm noi la cei păcătoși? Da, e adevărat, harul ne învață să o rupem cu păgânătatea? Da, este adevărat, Iisus Hristos n-a greșit cu nimic și n-a păcătuit cu nimic. Nu s-a făcut părtaș păcatului. El a rămas un predicator al pocăinței. Dar Domnul Iisus Hristos n-a trăit într-o mănăstire. Domnul Isus a trăit în mijlocul lumii noastre căzute, mâncând și bând alături de oameni păcătoși, pentru că ei au nevoie de doctor. Ei au nevoie să audă mesajul Harul. Nu cei care se văd pe ei și buni și sănătoși și sfinți și curați și lipsiți de orice fel de nevoie de ajutor. Nu! Păcătoșii au nevoie să audă. Bolnavi au nevoie de noi. De asta când Domnul Iisus Hristos pleacă din lumea aceasta, vă amintiți rugăciunea Lui? Tată, te rog să-i păzești. Nu-i lăsa să cadă în păcat. Nu-i lăsa să se murdărească cu lumea aceasta. Dar nu te rog să iei din lume. Iisus nu s-a rugat să ieșim din lumea aceasta, ci să fim sarea pământului și lumina lumii. Cât de mulți creștini trăiesc și astăzi comportându-se față de frații lor, Chiar față de fraților de credință, nu doar față de cei din afară, și față de cei din afară, dar chiar față de fraților, la fel ca fariseii de altă dată. Îi privesc de sus pe ceilalți, mereu. Se compară pe ei înșiși cu ceilalți, dar eu cum de-am putut și tu nu poți? Privește la mine. E vina ta. Poate judecă cu asprime, să nu uităm, fraților, că cui s-a iertat mult, iubește mult. Și cu i s-a iertat mult, cu siguranță, va ierta mult. Păcătoșii trebuie să se simtă, da, provocați, apăsați de cuvântul lui Dumnezeu, dar nu de noi. Nu de regulile noastre rigide, nu de atitudinile noastre de superioritate. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să smerească. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să convingă pe cel păcătos. Dar când mă duc să prede cuvântul, ceea ce mă privește pe mine și atitudinea mea, trebuie să fiu un om disponibil pentru cei păcătoși. Observați cum Hristos a fost ca un magnet pentru astfel de oameni? Doreau să stea cu el la masă, doreau să mănânce, să bea împreună, să povestească, să se veselească, să asculte mesajul predicat. Să fim și noi oameni ai Harului. Oameni care, da, predicăm pocăința, dar păcătoșii, bolnavii, să vrea să stea cu noi, să vrea să ne asculte. Pentru că cei care au gustat din adâncimile harului lui Dumnezeu, să nu uită în lucrul acesta. Cei care au gustat și gustă tot mai mult din adâncimile harului lui Dumnezeu, înțelegând cât de păcătoși sunt ei înșiși. Vor fi oameni care vor oferi har din abundență și vor manifesta milă și răbdare cu cei slabi, bolnavi și păcătoși.